O interpretare a acelorași trei versete dintr-un punct de vedere contextual pro-Tora ar fi după cum urmează. Fapte 15, Consiliul Ierusalimului a fost chemat să abordeze problema specifică a neamurilor care trebuiau să se dovedească prin lucrările Torei înaintea mântuirii, 15 cu 1. Evanghelia ieșea acum într-o lume păgână, foarte păgână, iar acești noi credincioși veneau direct în credința lui Israel prin Mesia, nemai fi nevoit să urce prin rândurile iudaismului așa cum au făcut-o neamurile înainte. Acesta a fost un mod nou de a face lucrurile, dar a fost confirmat de Yahuwah. În 15 cu 8. Cu toate acestea, pentru mulți evrei a fost dificil să accepte această acceptare instantanee a neamurilor, deoarece acești păgâni convertiți nu știau nimic despre Tora și aduceau o mulțime de practici teribile cu ei. Odată ce l-au acceptat pe Iahușua, Consiliul a cerut de fapt acestor neamuri să urmeze anumite porunci minime ale Torei pentru a fi în părtășie cu credincioșii evrei și de asemenea cu alte neamuri care au cunoscut și păstrat Tora. Consiliul a dat aceste porunci de bază ale Torei, înțelegând că vor afla mai multe despre Tora lui Moise în timp ce participau la sinagogă. Acesta este sensul Faptelor Apostolilor. Comentariul lui Petru din versetul 10 subliniază că dacă Iahua ar fi ordonat respectarea perfectă a Torei ca o condiție prealabilă a credinței, atunci toți erau în pericol, deoarece niciunul dintre ei nu putea să o păstreze perfect înainte de credință. 2 Corinteni 3 de la 7 la 11, Pavel nu etichetează partea morală a legii, o slujire a morții și condamnării. Mai degrabă, ceea ce spune el este că doar Duhul lui Yahuwah a primit prin credință dă viață textului scris al Torei, care dacă este încercat să fie urmat în afară de Duhul în credință, aduce într-adevăr moartea, blestemul legii. Pavel a învățat acest lucru și în Roman capitolul 8, spunând că cei care vin la credință fiind ai Duhului nu mai sunt condamnați de Tora, acum mântuiți, ei trebuie să-L urmeze. Nu legea este luată, ci valul, orbirea, încercării de a face ce scrie în Tora fără credință, care este îndepărtat, circumcis, prin încrederea în Iahușua. Evrei 7, de la 11 la 12, Cartea Evrei este preocupată de o învățătură foarte specifică despre creștinismul nu știe. Despre care creștinismul nu știe. Evrei arată că Iahușua este jertfa permanentă de mântuirea lui Yom Kippur și că preoția sa face parte dintr-o preoție cerească bazată în ceruri care a început cu Adam și a fost trecută prin întâiul născut, sau mai precis unul mai merituos decât primul născut, adică Set, Sem și Iacob. Ca atare, acest aspect al preoției, rolul marelui preot, Kohen Hagadol, la Yom Kippur s-a schimbat. De fapt, a revenit într-un anumit sens la cea a primului născut. Intenția inițială a lui Yahuwah era ca primul născut din fiecare familie să continue să acționeze ca preot, dar acest lucru a fost corupt de păcatul vițelului de aur și abia apoi dat leviților. Primul legământ nu a fost în sine corupt. Păcatul poporului care a făcut promisiunea de a urma Tora a făcut ca aceasta să fie considerată coruptă. Noul legământ, renoit, este în esență același legământ. Este diferit în primul rând prin faptul că nu se bazează pe promisiunea oamenilor păcătoși, ci pe promisiunea mai bună a lui Mesia, a cărui preoție este eternă. Moartea lui Iahușua nu a eliminat și nu a schimbat alte părți ale Torei, inclusiv restul sistemului sacrificial, care a fost este pentru împăcare, nu mântuire. Evreii sunt preocupați de sacrificiul mântuirii lui Yom Kippur, nu de restul sistemului sacrificial. În plus, încă nu suntem în nou legământ, Ieremia 31, Evrei 8 cu 13. Cărțile lui Ezechiel și Apocalipsa arată că sistemul sacrificial, altul decât sacrificiul lui Yom Kippur, se va întoarce în timpul milenului, când templul se va întoarce pe muntele Moria și Iahușua va merge din nou pe pământ, conducând păcătoșii cu un toiac de fier. Nu există nicio inconsecvență în ideea că părți ale Torei au fost destinate să se schimbe pe măsură ce Tora are acel incorporat în sine. De exemplu, Israelul a primit o nouă revelație atunci când se aflau în țară. Un alt exemplu se găsește în Numeri 27 de la 1 la 11, unde vedem adăugarea de porunci pentru a face față situației în care un om moare fără ca fiii să moștenească. În niciunul dintre aceste cazuri, Iahuwah nu ia Tora. Aceste lucruri sunt realizate, după cum afirmă autorul
David Stern în cadrul unei tore veșnice. Deși această triplă diviziune este aproape universal acceptată în teologia creștină, poporul evreu fie nu a recunoscut-o, fie cel puțin nu a insistat asupra ei, poruncile din diferite părți ale legii erau la fel de obligatorii, iar pedeapsa la fel de severă. Legea era o unitate. Iacov a abordat legea ca o unitate. El a condamnat parțialitatea deoarece încălca legea de a iubi pe aproapele ca pe sine însuși, iar această singură încălcare, a spus el, i-a făcut pe om oameni vinovați de întreaga lege. El abia putea ajunge la o astfel de concluzie dacă legea nu ar fi o unitate. Bayer admite că există o problemă în înțelegerea modului în care legea se aplică în continuare creștinilor. Răspunsul său este că legea lui Iahușua conține câteva porunci noi, unele vechi și unele revizuite. Bayer are dreptate cu privire la unitatea Torei. Acest lucru provoacă apoi întrebarea. Dacă A. viziunea evreiască a Torei era aceea unei unități și B. propriul frate al lui Iahușua, Iacov, a învățat unitatea legii în scrisoarea sa din Biblie și C. Iahușua a învățat unitatea Torei spunând că nici cea mai mică parte a legii nu a fost eliminată de el, atunci cum își apără creștinismul poziția sa de a alege și alege ceea ce este acum obligatoriu pentru creștin ca parte a legii lui Iahușua? Nu există nicio bază pentru a face acest lucru în conformitate cu credința evreiască a lui Iahușua și a primilor săi adepți.